Salutare, prieteni! Avem o veste bună. Una dintre cele mai apreciate voci din lumea catolică, este vorba de cunoscutul apologet Matt Frieda, vine la Cluj. El va avea o serie de evenimente publice la început de aprilie. Despre aceste evenimente și despre de ce este atât de important să ne întâlnim cu Matt Fried, aflăm astăzi de la invitata mea, Teodora Ușan. Mă bucur tare mult să ne vedem aici în platoul Via Cluj TV. Și eu mă bucur și mulțumesc de invitație. Prima dată să-i lămurim pe cei care ne urmăresc ce se va întâmpla în 2, 3, 4 aprilie la Cluj. 2 aprilie va fi cel mai important eveniment, zic eu, adică cel mai mare, la Auditoriu Maximum, la ora 19. În sala de concerte a Filarmonicii. Da, exact. Exact. Și va fi o conferință pe tema Părinți pentru generația internetului, unde Matt Fried va povesti de cum să ne protejăm copiii de pericolele pornografiei online. Am văzut că este foarte mult interes pentru tema asta și pentru subiectul ăsta și pentru Matt Fried în sine. Deja sunt peste 500 de oameni înscriși, dar încă la sunt locuri. La o sală cu capacitate totală mai mică de 1000 de locuri. Da, exact. Exact, exact. 700 de locuri sunt pe scaune, deci... Mai sunt și cele de sus, de la etaj, exact. Din loje, deci se adună cam 900, cam așa, cred. Aproximativ. Da. Noi sperăm ca să fie sala plină. Aducem ce e nevoie și suntem siguri dacă cererea e așa mare, oamenii pot să stea și în picioare, eu pot să stau și în picioare dacă trebuie. Ideea este că, da, ne dorim să fie sala plină, ne dorim ca și cei care nu s-au înscris încă să caute linkul de înscriere pe rețelele sociale, pe Facebook și Instagram, Susținem Familia. Este un eveniment în colaborare cu Edictum Day, deci pe rețelele Edictum Day se pot găsi toate aceste detalii și lumea se poate înscrie folosind formularul. Asta este primul eveniment, Părinți pentru generația internetului. Al doilea eveniment va fi în Catedrala din Cipariu, în sala Cardinal Iuliu Hosu. În aula de lângă Capela, da. Sfântul Iosif. Aici, în Catedrala, în construcție, de lângă, exact. Via Cluj TV. Sau, exact. Mă rog, istoric vorbind, noi suntem lângă Catedrala Martirilor și Mărturisitorilor Credinței din secolul 20. Deci, Catedrala în construcție, din piața Cipariu, la primul nivel deja există această aulă, în partea stângă cum intrăm dinspre liceul de coreografie. Perfect, da, e chiar de folos această mențiune și pentru cei care nu au fost acolo. La acest eveniment vor fi invitate toate persoanele, probabil va fi totuși un eveniment mai restrâns. Va fi pe tema cum să ne trăim autentic credința într-o lume a imaginii. Va fi atât pentru bărbați cât și pentru femei interesați și poate în special pentru cei care lucrează în domeniul acesta al bisericii, al misiunii, în biserică, al voluntariatului. Credem că o să-i ajute foarte mult. Am uitat să menționez că primul eveniment va fi în limba engleză. Deocamdată tot ce putem ști este că nu va exista o traducere. Și atunci vorbitorii de limba engleză, peste tot, pe toate afișele, e scris că evenimentul e limba engleză, iar al doilea eveniment din aula Iuliu Hosu va fi tradus în limba română, acest atelier. Al treilea eveniment va fi cu soția lui Matt Fried, Cameron Fried. E o femeie extraordinară și ea, poate nu știu cât de mult e cunoscută aici în România, ea are un podcast, Among the Lilies. Și are o poveste impresionantă de viață. Acum toată lumea îl cunoaște pe Matt Fried de la Pints with Aquina sau, și noi am încercat să-l promovăm perioada asta foarte mult și conținutul pe care îl public foarte valoros și în domeniul pornografiei, dar și în general pentru creștini, pentru catolici. E foarte valoros, dar soția lui are acest podcast, Magda Lilis, și ea se va întâlni cu femeile. Va fi un eveniment destinat femeilor joi dimineața, în data de 4 aprilie, de la ora 9. Unde un mic dejun cu Cameron Fried de la Fundația Familia Sfântă, Centrul Iubire și Adevăr, de pe Moților. Bun, de ce este important, Matt, vreau să spunem pentru cei care poate nu știu ce face el și care este implicarea lui în comunicarea socială a bisericii pe anumite subiecte. Cred că de ce e important
Matt Fred, ca și persoană, e faptul că dă o mărturie despre cum să fii un creștin autentic în lumea de azi. Mi se pare o linie că... care pornește de la Toma d'Aquino, de la Sfântul Toma d'Aquino. Exact, da. Faptul că, da, și podcastul lui se numește Pints with Aquinas cu Sfântul Toma d'Aquino, e foarte pasionat de învățăturile Sfântului Toma d'Aquino. Deci să spun așa, un soi de spiritualitate dominicană. Da, dar ce este cel mai interesant, cred că, la Matt Fred, e faptul că aduce în discuție subiecte de actualitate, subiecte care... poate nu sunt atât de mult discutate. De exemplu, subiectul pornografiei are foarte multe subiecte pro-viață. Etica pe internet. Da, despre cele mai arzătoare, nu știu, homosexualitate, transgenderism, le aduce în discuție cum se... și povestește împreună cu invitații lui, el are un podcast format interviu, cum să ne... comportăm noi ca și creștini cu iubire sau cum să ne relaționăm, cum să ne poziționăm la astfel de subiecte. Pe mine foarte mult m-a ajutat, pentru că asta era mereu și grija mea, cum să, totuși, să zici adevăr sau să stai cumva pentru adevăr, dar cu iubire și cu respect față de o altă persoană. Cam și ceea că... ce făcea și Toma d'Aquino la universitate când preda. Da, la 1200 și ceva. Exact, și are foarte multe discuții legate de ateism, adică cu foști atei sau legate de ateism. Are și o carte care... cu viitor foști atei. Da. Asta mi se pare foarte, foarte fain, apropo de urmele Sfântului Toma d'Aquino, pentru că de acolo se inspiră cu diferite argumente pe care le aduce în discuție. Și el a scris și o carte, De ce există Dumnezeu, care va fi tradusă în limba română, Why God Exists, niște argumente împotriva ateismului. E tradusă în română și va fi disponibilă la eveniment. Va fi foarte fain că la evenimentul propriu-zis de marți va fi această carte disponibilă pe care oamenii o să poată să-și o cumpere și va mai fi un stand de cărți pe domeniul acesta al pornografiei într-un fel, al educației sexuale. Familia Potoroacă, niște creștini foarte implicați în domeniul ăsta, au scris o serie de cărți și au lansat o serie frumoasă pentru copii, cum să vorbim pe înțelesul copiilor despre aceste teme foarte greu de abordat. Și ei vor fi prezenți acolo, vor fi prezenți cu cărțile lor și va fi un eveniment care va include mai multe, nu doar conferința în sine, ci și posibilitatea ca oamenii să plece acasă și cu niște resurse concrete. Sunt și alții, să spunem, gânditori creștini, Radcliffe, de exemplu, din Statele Unite ale Americii, ce anume îl individualizează pe Matt Fred față de alții? Este tocmai plecarea aceasta spre social media, spre internet, din câte am înțeles? Aș zice că asta este unul dintre lucruri. Și faptul că este autentic, adică... nu vorbește doar despre aceste teme fără să-și aducă aportul lui personal, adică cum își trăiește el viața. De exemplu, cu toți invitații de la podcast, are un pahar de whisky, de bourbon, de asta se numește și pints la bere draft cu Toma d'Aquino și face tot felul de scenarii. E așa cumva mai uman față de ceilalți apologeți catolici și aduce în discuție inclusiv, e ok să fumezi trabuc și e ok să ce spun sfinții despre a bea alcool. Aici e ca și bancul acela în care un călugăr franciscan îi scrie, pape, atenție, e banc, nu e documentar, în care întreabă, exact. Zice, sanctitate, pot să fumez în timp ce mă rog? Și papa spune, nu, un iezuit îi scrie și zice, îi scrie acolo, sanctitate, pot să mă rog în timp ce fumez? Și papa zice, da. Deci bănuiesc că e ok și un pahar de ceva la o discuție foarte serioasă, pentru că până la urmă prima minune a fost transformarea apei în vin, prima minune a Mântuitorului anunțat din Cana Galilei, n-a transformat apa în Coca-Cola. Exact, exact. Da, cred că felul lui de a fi, faptul că este așa de comic, inclusiv în toate conferințele lui, cam primele 5 minute facem pe un fel de stand-up comedy, un pic de stand-up comedy, eu am urmărit online ce mai are și cred că și asta e foarte atractiv pentru tineri, în momentul în care începi să vorbești despre un subiect așa de greu, de digerat, pornografia și
mă rog, deja ești cu garda pusă. Dar când vine cineva care e smart, zâmbitor și îți zice 5 glume înainte să zică orice și pe urmă afli că e și creștin și ia și credința în serios și pentru el e un lucru foarte important credința și absolut tot ce aduce în discuție, inclusiv, nu știu, e sincer legat de orice, filmele pe care le urmărește și așa. Cred că asta își dorește foarte mult lumea de azi, să primească autenticitate, să primească, să vadă, să urmărească o persoană reală, mai mult decât o imagine în social media, cumva. Și asta cred că e diferit și asta aduce el. Nu doar un mesaj, ci pe el, cumva, se aduce în fața celorlalți. Dumneavoastră ați realizat un interviu cu el, un podcast. Cum a fost? A fost foarte interesant și a fost... pot să zic un roller coaster emoțional, pentru că, în primul rând, eu sunt mare fan Matt Fred, de 5 ani îl urmăresc, i-am fost patron, rezonez foarte mult cu stilul, cu conținutul, pe Patreon, cu tot. În sensul ăsta, nu? Bănuiesc sau... Pe Patreon, da. Patron, exact, pe patreon.com. Da, susținător, cumva, pentru că creatorii de conținut, în ziua de azi, și el, mi se pare foarte curajos, adică să susții o familie de 4 copii, strict din donațiile oamenilor. Adică oamenii de peste tot din lume îl susțin. Eu îl urmăream deja, cum spuneam, de atâta timp și îl vedeam acolo pe sticlă. Și din cauza că vine în România și eu am creat podcastul Casă pe Piatră, unde acum am prezent, suntem două persoane, eu și Teodora Fernea, prietenă dragă, care facem episoade pentru... cupluri, pentru în general, pentru cei care vor să crească în viața de credință, dar și de familie și de cuplu. Și am avut și la podcast și alte teme legate chiar de subiectul pornografiei și unul dintre cele mai urmărite, de fapt, este acesta cu pornografia în viața mea și în cuplu. Deci, cumva, am încercat și eu, m-a inspirat și m-a influențat Matt Fred, inclusiv în munca pe care am făcut-o eu cu podcastul Casă pe Piatră. Și asta ziceam, că după ce urmărești pe cineva și ai așa o afinitate, e foarte interesant când ai o discuție față în față. Adică ne-am întâlnit pe Zoom, el acum e în Austria și e profesor universitar pentru 6 luni la Universitatea Franciscană din Gaming. Și ne-am văzut pentru jumate de oră, a fost foarte o experiență foarte frumoasă, deși cu 3 ore înainte am aflat că o să facem interviul, până atunci ați avut timp să vă documentați. Am avut foarte mult timp. Da, și a fost, de asta zic, înainte știam că o să urmeze și am încercat să mă pregătesc puțin, dar cred că a fost mai bine așa să fie puțină nebunie la mijloc, având în vedere că Casa pe Piatră este un podcast audio, deci... am mai făcut doar un singur episod video la un moment dat în care eu povesteam din culisele podcastului și acum al doilea episod video după 75 de episoade a fost chiar episodul cu Matt Fred. Așa că de asta am zis că a fost rollercoaster emoțional, că nu știam exact în ce mă bag, dar știam că... Dacă știați că amânați. Și dacă lumea. Aveam prea mult timp la dispoziție, sigur, nu știu, apăreau alte gânduri și alte emoții, așa că mai bine că a fost din scurt. Am lucrat mult la el pe urmă, am pus subtitrare în limba română ca să înțeleagă toată lumea, să poată să-l cunoască și cei care nu vorbesc limba engleză și să știe cine e. Așa că episodul acela e disponibil, el a povestit despre el, a povestit ce o să spună la Cluj, de ce ar veni cineva la conferința asta, de ce... sau ce s-ar putea, la ce s-ar putea aștepta oamenii de la conferință și inclusiv cei care poate în prezent se luptă cu pornografia sau cei care nu ar veni din cauza subiectului în sine, ce mesaj ar avea pentru ei. Și asta mi-a plăcut foarte mult că a adresat toate obiecțiile pe care cineva le-ar avea și... Să vedem acum live, dacă chiar toată căpată o să mai vină în sală și o să ridice, ceea ce înseamnă că o să fie o dezbatere destul de vie, din câte intuiesc. Și la final experiența ne arată cam așa se întâmplă lucrurile.
Exact, la final va fi o sesiune de întrebări și răspunsuri, oamenii o să poată să-i pună întrebări, va fi și o interacțiune, nu doar conferință livrată de el și atunci, da, cred că va fi foarte interesant. Mulțumesc tare mult pentru prezența în această emisiune și vă țin pumnii, sperăm că toate aceste evenimente vor ieși bine cu sala plină. Mulțumesc tare mult. Mulțumesc și eu. Prieteni, vă mulțumesc și vouă, ne vedem pe net.